În această perioadă, când temperaturile ating valori foarte ridicate, cei care comercializează produse alimentare cu risc ridicat de perisabilitate trebuie să fie foarte atenți la condițiile de transport și păstrare. Doctorul Delia Oltean, din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, ne-a spus care sunt obligațiile pe care le au agenții economici în acest sens. În scopul prevenirii apariției toxinfecțiilor alimentare, în această perioadă când riscul contaminării produselor este ridicat, toți operatorii din industria alimentară sunt obligați să respecte anumite reguli, și anume comercializarea produselor alimentare și în special a produselor de origine animală numai în spații autorizate, respectiv aprobate sanitar-veterinar. Evitarea expunerii la vânzare a produselor alimentare de origine animală în spații și locuri care nu au temperaturi adecvate și nu au condiții de igienă corespunzătoare. De asemenea, operatorii alimentari vor avea în vedere în această perioadă modul de manipulare și asigurarea condițiilor de transport respectiv a lanțului frigorific pe toată durata transportului, astfel încât în condițiile în care constată o depreciere sau alterare a produselor alimentare se vor asigura că acestea vor fi scoase în cel mai scurt timp de la consum și de implicit de la vânzare, iar comercializarea produselor alimentare trebuie făcută în această perioadă astfel încât să poată fi evitată orice risc de contaminare a acestora. Agenții economici trebuie să fie foarte atenți și la modul în care depozitează deșeurile, adică nu în proximitatea produselor alimentare. De asemenea, personalul care manipulează produsele alimentare trebuie să respecte toate normele de igienă, să aibă analizele făcute și să evite orice pericol de contaminare a produselor cu care intră în contact. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba, desfășurat în perioada 15 iunie-31 iulie 2015, activități de control la unitățile de producere, prelucrare, procesare, depozitare, valorificare și comercializare a produselor alimentare. Au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 46.000 de lei. De asemenea, au fost confiscate și retrase de la vânzare 60 de kilograme de produse alimentare.